A, câteva cuvinte despre acest castel. Acest castel se spune că este castelul care e castelul ăla din Disney. Și cam atât știu. Asta este lecția de istorie cu Backpacker Life. Ăsta e castelul. Sper că v-am lămurit. Ne vedem în episodul următor. Am stat în spatele acelui domn, cred că vreo 20 de minute. A pus un miliard de întrebări și în momentul în care mi-a venit și mie, l-am întrebat: doamnă, bilete pentru castel? Și a zis: a, nu, nu mai avem. Da, atât. Nu mi-a dat niciun fel de informație. Povestea e în modul următor. Trebuie să-i mulțumim din nou domnului Cristi, de la Cristi și Ralu, pentru faptul că mi-a dat ideea să vin în acest loc și pentru că m-a ajutat să-mi cumpăr biletul de tren. Deci acum ne aflăm în Füssen sau Füssen, habar n-am cum se pronunță. Repet, cred că dau fail maxim de fiecare dată cu pronunția când vine vorba de cuvinte în limba germană. Așa, deci am căutat eu, domne, ce e șmecher un day trip din ăsta din Munich. Și Cristi, când a aflat că o să mă duc în Munich, mi-a zis: bă, du-te neapărat în Füssen, pentru că e un castel foarte drăguț și locul arată extrem, extrem de bine. Iar acum suntem în Füssen, problema este că eu găseam bilet de tren la vreo 50 și ceva de euro și am spus aseară: băi, la 50 și ceva de euro mă duc acolo, până mea, sunt o grămadă de bani și nu cred că mai merg. Și mi-a zis: băi, stai că este un Bayern Pass din ăsta, cu care poți să mergi o zi întreagă cu absolut orice fel de formă de transport în toată Bavaria și e 25 de euro. Așadar am cumpărat ăla, am luat trenul până aici, am mers o oră, am făcut o pauză de două, adică am schimbat, după care am mers încă o oră și am ajuns. Ideea este că aici vreau să văd un castel, doar că absolut nimeni nu îmi spune cum să ajung la acel castel. Cristian mi-a spus: bă, poți să iei un taxi să te duci până acolo, dar încă lucrurile nu sunt foarte clare, dar le face imediat clare. Gata, am rezolvat cu misterul. Inițial mă gândeam să merg pe jos, dar sunt undeva la vreo 6 km, asta înseamnă o oră jumate. Poate mă întorc eventual pe jos. Chestia este că nu găseam care e basul. Pe internet scrie, trebuie să fie 73-78, asta am văzut și eu ieri. Și mi-a confirmat și Cristian acum, că l-a rugat frumos: bă, zi și mie care asta alea, cam uia. Și mi-a zis 73-78, doar că nu găseam pe aici pe nicăieri. Era acolo în spate ultimul. Eu credeam că fiecare dintre astea e pentru aceleași autobuze. Da. Și acum trebuie să așteptăm. Foarte tare este, Cristin spunea: bă, mă, normal, e foarte multă lume aici. Dar în secunda asta nu e nimeni. Deci cred că sunt 3 persoane cu totul. Trebuie să stăm vreo 25 de minute. Ce, nu e nicio problemă. Asta este castelul pe care îl căutăm și acum trebuie să mergem frumos aici. Ideea e că ți-e și rușine să întrebi pe cineva aici, să faci un puțin un fel de social contact din asta, pentru că toată lumea, adică everybody minds their own business, da? Și atunci când te duci să vorbești cu cineva, te simți așa că deranjezi persoana respectivă, chiar dacă vorbești de un information desk sau ceva de genul ăsta. Ok, deci am luat basul care a fost inclus în prețul Bayern Pass-ului pe care l-am cumpărat, deci n-am plătit deloc. Și acum, mamă, cât de frumos e aici. Și acum mergem frumos către castel. Nu cred că o să intrăm, toată lumea spune că nu merită neapărat să intri, că este foarte frumos de văzut de afară. Exact ce vă spuneam. Uitați, ești frumos. E soldat. Da, eu am căutat și pe internet de ieri și am văzut, nu era nimic liber. Am găsit de-abia de pe 20 sau 16 iulie, nu mai țin minte exact. În fine, nu contează. Mergem frumos pe jos pentru că se poate vedea. Putem să vedem castelul de afară. Acolo când zicea că e soldat, se refereau la accesul pe care l-ai în castel. Mamă, de ce atât de frumos aici? Atât de frumos, e răcoare, e vremea asta super plăcută, oamenii sunt liniștiți. După tot haosul ăla din Columbia, chiar dacă noi am stat acolo izolați, în momentul în care te duceai în oraș, toată lumea urla, toată lumea vorbește, haos mare.
ajunge aici, frate, și toată lumea, fiecare cu treaba lui, e foarte, foarte plăcut. Locul ăsta mi-aduce aminte de Sinaia, nu știu de ce. Dacă sunt aici, acum că sunt aici, asta îmi vine în cap acum, Sinaia, cu Vale, anul trecut. Din septembrie folosesc cardul Curve și mi se pare extrem de bun. Aveți aici un cod, iar în descriere un link, downloadați aplicația, băgați codul, cardul vă vine acasă gratis, nu trebuie să plătiți absolut nimic, iar în momentul în care veți face prima plată, veți primi 5 lire. La fel o să vă las în descriere și un video review în care vă povestesc mai multe chestii despre Curve, cum funcționează și de ce este de nota 10. Pentru a ajunge de aici până la castel ai de mers aproximativ 30 de minute pe jos. Poți să iei un bus care te duce până acolo. Costul lui este de 2,40 € dacă nu mă înșel, one way, deci 5 € dus întors. Și mai e o variantă, ați văzut, să mergi cu trăsura. Frate, suntem tineri, încă suntem tineri și putem să mergem. Sunt undeva la vreo, cred că 500 de metri. 500 de metri, 600 de metri, nu știu ce. Nu, cred că e mai mult, că spune că se merge jumătate de oră. Deci 30 de minute, teoretic, bine, pentru că e înclinat. Eu știu că, în mod normal, dacă e plan, 30 de minute, faci aproximativ 2,1, 2,2, 2,5 km. Dacă mergi așa mai alert. Dar dacă e în urcat, s-apără să fie vreun kilometru. Depinde cât e diferența de nivel. Ăla din față, nu știu ce, cred că e castelul celălalt. Pentru că mi-a zis Cristi că, bă, sunt două, dar unul dintre ele mai urât. Cred că Lara se referă că e castelul cel urât. A, și de-abia de aici ai de urcat. Asta căutăm noi. Asta este un pod pe care, de unde putem să vedem castel. Deci stai la 40 de minute. Ok, makes sense. Pentru că, vedeți, aici ai drum din ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, dacă vii aici, dacă prinzi o vreme decentă, cum e acum, adică răcoros, merită să mergi pe jos. Na. Pe căldură, de exemplu, dacă e undeva la 30 ceva de grade, să urci, nu mi se pare chiar mega, mega fun. Dar așa e bine. Și după cum puteți bine vedea, nu mai este absolut nimeni. Cel puțin până acum. A, nu, uite, vin două femei din față. Dar asta e ok. Pentru că vreau să văd castelul de pe podul de acolo. Pentru că și pe internet scria că acel pod reprezintă highlight-ul. Asta căutăm noi, podul, vedeți? Și castelul în stânga. Eu am venit de acolo, trebuia să fac stânga, dar mergem mai întâi să vedem podul. Avem aici frumos o poteca de asta bine organizată. Și evident că fie coronavirus cât o fi, tot trebuie să aștepți aici, vedeți? Scrie acolo 53.0, habar n-am ce înseamnă aia. Dacă 53 e capacitatea maximă, numărul maxim de oameni ce au voie să fie pe pod în același timp. Deci acum 41 de oameni, erau 53, nu-mi dau seama exact care e limita, dar pe pod trebuie neapărat să-ți pui masca. Lumea nu prea respectă, frate, pe aici, sunt super panicat. Deci eu sunt overly cautious când vine vorba de treaba asta, încerc să fiu mega, mega atent. Dar aici oamenilor li se rupe, adică n-am văzut pe cineva care să fie stresat cu chestia asta, așa cum sunt eu, de exemplu. Și acum ajungem frumos. Bam, 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 bam. A, nu ai voie să te duci aici. Ok. Și ăsta e castelul. Mamă, cât de frumos ești, nebun. Super drăguț, frate.
Dar era mai fiță să fie aici. Adică dacă vii din partea cealaltă, mă, cred că dea o tură, te uși pe acolo și pe aici, cred că așa se face. Nu sunt eu un mare fan, dar să știți că acest castel este chiar frumos, frate. Și să vii aici, să-ți faci o poză, din punctul meu de vedere, merită toți banii. M-ați întrebat foarte mult de Adidas, de ce nu port Under Armour, pentru că pe vreme de genul ăsta mi se pare că ăștia sunt mai ok. Under Armour de când i-am cumpărat din, cât a fost, jumătate lui februarie, cred că i-am purtat de 3 ori. Pentru că am fost acolo izolat, nu prea am ieșit din casă sau când am ieșit în papuci. Deci, da, ăia sunt mai ok pentru când merg prin oraș, când știu că merg foarte mult prin oraș și știu că, nu știu, nu e ploaie, nu e teren ăsta așa nașpa, îi iau pe ea, evident. Dar așa când trebuie să mă duc prin natură puțin, nu vreau să-i distrug. Pe aia mi se pare că ăștia sunt mult mai rezistenți. Opa, da, aici e și mai frumos pentru view ăsta. Ce tare. Bine, presupun că la Fuse, nu? A, da, că de acolo de jos v-am arătat castelul. Da, mă, cât de mișto. Super. Și ăsta, cred că e lacul, mi-a zis Cristian, de un lac ăla din față de acolo. Dar trebuie să ajungem în Fuesen, mergem acolo și mers că putem să și mâncăm ceva. Așa, deci din păcate nu se poate intra, mi-a zis doamna, pentru că, evident, no ticket. Uite, spune aici, frumos, no crowds. Gata, am înțeles care e combinația. Deci sunt oameni care și-au luat bilete aici de poate, nu știu, luni de zile, da? Și vor să intre să viziteze. În mod normal, tu plăteai frumos biletul, îți iei frumos turul, te duci frumos în castel, faci turul și asta e. Dacă nu prindeai tur, puteai foarte bine doar să intri în curtea interioară și să te plimbi pe acolo. Acum treaba asta nu este posibilă din cauza coronavirusului și probabil că au acces doar oamenii care și-au cumpărat bilete după, nu știu, 21 martie, pentru că biletele de dinainte de 21 martie sunt oameni care și-au bilete câte 2-3 luni de zile înainte. Asta mi se pare super dubios. Adică să-mi iau bilete de acum pentru septembrie, în condițiile în care, adică pentru un castel. Înțeleg, dacă era un Machu Picchu ceva acolo, trebuie să ții cu 6 luni înainte câteodată. Adică sunt unii care își au cu foarte multe luni înainte, când știu că au o călătorie planificată undeva. În fine, și ideea este că acum nu se poate intra. Mi-a spus că se poate declar, nu se vând bilete, sunt doar cele care au fost deja vândute online și accesul este off limits. Dar din punctul meu de vedere, e super drăguț că am ajuns să-l văd din afară. Oricum, mi se pare că e super, super marfă, repet, din afară. Din interior, nu știu, să-mi zică Cristi. Bă, cum a fost? A, câteva cuvinte despre acest castel. Acest castel se spune că este castelul care e castelul ăla din Disney. Și cam atât știu. Asta este lecția de istorie cu Backpacker Life. Ăsta e castelul. Sper că v-am lămurit. Ne vedem în episodul următor. Uite, de exemplu, aici, frate, mare viewpoint. Uitați cât de frumos. Deci vezi castelul și din partea asta, îl vezi și din partea cealaltă cu podul. Frumos. Mișto, gândit. Și uite, mai ai și în partea aia. Evident că era aici un semn din ăla de no-fly zone pentru drone. Asta este motivul pentru care domnul Backpacker Life, după ce a pierdut drona aia în Norvegia, și-a dat seama că nu sunt de dronele și nu cred că o să mai îmi cumpăr niciodată, până nu apare una așa cum vreau eu, știu eu ce-mi doresc. Și de aici din nou, încă un viewpoint. E extrem de frumoasă țara asta. Deci este atât de frumoasă, atât de ordonată. Nici nu pot să vă spun cât de mult îmi place. Mergem acum ușor către lac. Băi, atât de frumos și atât de cochet orășelul ăsta. Sincer să fiu, acum îmi pare rău că am luat un day trip. Puteam foarte bine să stau aici noapte. Sunt hoteluri, prețurile decente, nu știu, undeva la vreo $50-60 pe noapte. Ideea este că poți să te bucuri mai mult de zonă, da? Te trezești de dimineață și te duci singur până acolo la cum îi spune, la castel și absolut superb. A, uite, în față am văzut lacul, gata. Ăsta, de exemplu, cred că e un muzeu, dar eu vreau să văd lacul. Da, muzeu de Bayer, Chen și ceva după. Așa, băi, mi se pare că nemții au integrat foarte bine nebunia asta cu coronavirusul în viața lor de zi cu zi, da?
deci nu e o chestie, nu te deranjează, sunt niște norme de bun simț pe care trebuie să le respecti, nu mi se pare nimic exagerat, dar și oamenii respectă. Adică asta este foarte, foarte important de înțeles, că măsurile unui guvern sunt măsuri, sunt contestabile, sunt discutabile, ok, nu-ți convine, că sunt bune, că nu sunt bune, dar e tare, mamă, cât de mișto aici, dar e tare că oamenii le respectă, știți? Și dacă oamenii le respectă, asta face ca întreaga nebunie să pară foarte așa firească, adică mie nu mi se pare că, nu știu, că sunt exagerați, toată lumea e foarte, foarte ok, fiecare pe treaba lui și hope for the best. În mod normal, poate că ar trebui să stau acolo la terasă, să mănânc, să beau o bere, doar că, sincer să fiu, nu îmi este foame, nici sete, am mâncat de dimineață și aș vrea să țin un fast ăsta de 36 de ore, deci dacă l-am început după ce am mâncat, deci la ora 8:30, asta înseamnă să-l țin până mâine pe după amiază. Și cred că asta o să fac. O să închidem vlogul acum. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați la mine. Încă o dată mulțumesc Cristi pentru că mi-ai spus de acest loc. Arată absolut, absolut genial. Da, eu mai fac câte un fast din ăsta. O dată la vreo 2 săptămâni. Iau 24-36 de ore de pauză. Și la mine mă ajută, adică îmi place foarte mult. Mă simt bine. Repet, încă o dată mulțumesc din suflet că vă uitați la mine. Ne vedem și pe Instagram. Am început să devin ceva mai activ acolo, Cătălin Backpacker Life. Iar noi ne vedem cu vlogurile următoare, părăsim Munich-ul și plecăm către alte părți ale Germaniei, încă nu știu unde, dar cu siguranță că o să găsim ceva interesant. Vă mulțumesc, la revedere, pa, pa!